Valul de caniculă topește România. Temperaturile de peste 40 de grade la umbră sunt greu de suportat, așa că în această perioadă la 112 telefonul sună continuu. În nici 48 de ore s-au înregistrat deja 2000 de apeluri, iar 10 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în stradă, doar în capitală. Căldura este un coșmar și pentru comercianții din piața căror marfă se strică pe tarabe. Ora 13, iar termometrul arată la turnul Măgurele 43 de grade. În capitală, la orele prânzului, erau 42 de grade Celsius. Greu de suportat pentru cei care s-au încumetat să iasă din case. Peste 1940 de apeluri au fost înregistrate la 112 în doar 30 de ore, numai în București. Peste 1100 dintre ele au fost urgențe de cod roșu și galben. Asistăm față de ziua anterioară la o creștere cu un procent de 15% a numărului total de solicitări. Au fost și 129 de persoane cărora li s-a făcut rău în loc public. Dintre acestea, 34 de persoane au prezentat senzație de pierdere a stării de conștiință, respectiv lipotimii, iar 13 persoane chiar au leșinat, chiar și-au pierdut starea de conștiință, prezentând sincope. Cei care rămân în case apelează la aerul condiționat ca să o scoată la capăt. Ca urmare, consumul de energie atinge noi recorduri. Dacă duminică vorbeam de 5.000-5.500 de megawați, ieri a fost într-adevăr zi de 7.000 și spre 8.000. Am și importat ieri, am fost importator net, deși în ultima perioadă ne-am obișnuit să exportăm. Fierbe nu numai capitala, ci tot sudul țării. Este atât de cald încât un profesor universitar a realizat un experiment în zona Olteniei și a arătat cum poate prăji ouă în tigaie, pe nisip, în soare. Temperatura la sol arăta 78 de grade. Canicula este un coșmar și pentru comercianți. În Iași, aproape 30% din fructele și legumele din piețe sunt aruncate la gunoi pentru că se strică. Astea sunt condițiile la piață, așa vindem. Ce faceți cu ea când se strică? O aruncăm la gunoi. Pepenii galbeni sunt mai pretențioși. Din cauza soarelui. Căldurile îi ne omoară. 30% s-au dus. Da, na, ce se face? Asta este. Astea pe care le avem aici în față, când au fost recoltate? Iar dimineața, da. Foarte greu, că avem acoperișul nebunit și sunt fierbântă. Dacă e 35 de grade, ăsta are 65-70. E greu. Avem așa niște chestii de scândură care le, deci, protejează marfa când plecăm acasă. Arșița de pe străzi, dar și din case, îi trimite pe oameni direct la ștrand. E foarte fain. Îmi place foarte mult. Pe căldura asta e numai bine, nu? Da. Îți place în apă? Da, 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 e călduță. Vii des la ștrand? Da, în fiecare vară. Foarte frumos. O experiență unică în viața aș putea adăuga. Înălțimea mare, mai ales dacă duci prima oară. Au fost câteva zile foarte călduroase, care au adunat la ștrandul municipal un număr destul de mare de clienți, veniți ca să se răcorească, să se bucure de soare și să se bălăcească în bazinele aferente bazei de agrement. Cele mai aglomerate zile de până acum în vara aceasta? Da, au fost cele mai aglomerate și cele mai călduroase. Alții se refugiază la munte. Mai este un pic de copaci, mai este un pic de răcoare, aer curat, la mare nu este verdeață. Mult mai bine aici la munte. Am venit să ne răcorim puțin, să luăm aer de munte. Mult mai bine cu oxigenul, cu astea. Și animalele de la grădina zoologică primesc doză dublă de răsfăț zilele acestea. La zoo, Târgu Mureș au parte de porții suplimentare de fructe, dar și de dușuri reci și băi în piscină. Arată. Ileu. Meteorologii anunță că valul de caniculă continuă până la finalul acestei săptămâni. Medicii ne recomandă așadar să ne ferim să ieșim din casă la orele amiezii, să ne hidratăm corespunzător și să mâncăm multe fructe și legume.